Bună ziua tuturor! Zilele trecute am fost întrebată cum am lucrat eu acest model. Am început și eu un tricou din acela fără mâneci, dar bineînțeles că am rămas fără fir. Anul acesta am deja 3 sau 4 proiecte începute și am rămas fără fir. Nu știu cum am reușit performanța asta. Și am promis că am să fac un scurt videoclip să vă arăt cum se face. Este un model destul de simplu, adică nu destul de simplu, foarte simplu. Și practic sunt două rânduri care se repetă. Modelul are nevoie de trei ochiuri. Eu nu știu exact să vă spun câte ochiuri am pus aici, dar știu că am două de margine și într-o parte și în cealaltă. Și acum o să lucrăm primul rând, practic rândul de început. Așa vom lucra toate rândurile, doar că va fi nevoie să lucrăm intercalat. Primul ochi îl iau nelucrat, al doilea ochi îl voi lucra pe față. Și de aici începe modelul. La acest prim rând vom lucra în felul următor. Aceste două ochiuri lucrate împreună spre stânga și le dăm jos de pe Andreea. Acum, acest ochi îl întorc pe Andreea ca și pentru a lucra două ochiuri împreună spre dreapta. Deci am întors acest ochi pe Andreea și acum mă duc pe aici și iau acel ochi din spate înapoi pe Andreea și voi lucra două ochiuri împreună pe față, dar cu orientarea spre dreapta. Jeteu și din nou. Două ochiuri împreună spre stânga, exact așa cum sunt, și voi întoarce următorul ochi. Îl voi lua pe acest ochi din spate, înapoi pe Andreea din interior, da? Introduc Andreea din față în spate sau de pe interior, nu știu cum să vă spun. Ideea e că se vede. Și le voi lucra împreună spre dreapta. Și acum, jeteu și voi face în felul acesta până la finalul rândului. Deci două ochiuri împreună spre stânga, două ochiuri împreună spre dreapta, dar întotdeauna prin acel ochi din mijloc și jeteu. Fac treaba asta până la final și ne vedem imediat. Acum, înainte de aceste ultime două rânduri, ar trebui făcut un jeteu. Însă eu nu am să-l mai fac pentru că vreau și într-o parte și în partea cealaltă să am modelul la fel. Deci chiar dacă mi se reduc numărul de ochiuri cu un ochi, nu contează. Nu este niciun fel de diferență. Și acum, pe dosul lucrului, voi lua primul ochi nelucrat și toate celelalte ochiuri le voi lucra pe dos, inclusiv jeteurile. Fac așa până la final. Și acum pionii principali practic sunt jeteurile, aceste orificii. De ele vom ține cont ca să facem modelul și practic vom lucra același lucru ca și la primul rând, adică câte două ochiuri lucrate împreună, doar că vom face acolo unde sunt jeteurile. Acestea sunt cele două ochiuri de margine ale mele. Și acum voi face un ochi pe față și voi face un jeteu. Asta pentru că orificiile acestea sunt cele date de jeteu și atunci noi avem nevoie să intercalăm modelul. Și acum am făcut jeteu și vom face două ochiuri lucrate împreună spre stânga. Voi întoarce din nou ochiul și vom face două ochiuri împreună spre dreapta. Și din nou jeteu. Și iarăși două ochiuri lucrate împreună spre stânga. Întoarcem ochiul și două ochiuri lucrate împreună spre dreapta. Și continuăm în felul acesta până la finalul rândului. Acum, la final,
Voi face același lucru ca la început, un jeteu, un ochi pe față și ochiurile de margine. Dar eu fac în felul acesta doar pentru a încadra frumos modelul, pentru că dacă vreți să lucrați ceva așa dus întors, va trebui să încadrați modelul frumos. Și pe dos voi face toate ochiurile pe dos, inclusiv jeteurile. Am ajuns din nou pe fața lucrului, primul ochi nelucrat, al doilea ochi îl lucrez pe față. Și acum avem jeteul aici, aici este ochiul nostru de mijloc. Vom face două ochiuri lucrate împreună spre stânga și două ochiuri lucrate împreună spre dreapta. Și asta e tot ce vom repeta pentru a lucra acest model. Acum, eu am vrut să vă arăt cu firul acesta pentru că e o culoare care se vede destul de bine în imagine, în clip. Și arată cam așa. Este lucrat cu un fir mai gros și cu andrele subțiri. Acesta este lucrat cu Alize Diva. Alize Diva Silk Effect și andrelele sunt de 4,5. Și atunci automat aceste ochiuri iasă mai largi. Are o elasticitate mult mai mare, poate fi folosit la proiectele de vară. Așadar, cam asta a fost tot. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc sănătate multă și spor la treabă!